unui irachian. Samal Saed era acolo, a recuperat însă din nou Ramire și acum Neymar pentru Oscar. Oscar deschide scorul 1-0 Brazilia, minutul 22, atunci când s-a evit primul moment cu spații în defensiva irachiană. Brazilia, iată, deschide scorul. Oscar marchează primul gol al meciului. Este a treia sa reușită în tricoul naționalei, la 10-a partidă pentru Brazilia. Acum încrucișează acolo Kaká, se duce mingea spre Kaká, o poziție bună a lui Kaká, minge în fața porții, 2-0, marchează și Oscar, minutul 27. Marchează din nou Oscar, nu, marchează și Oscar, pentru că tot el a fost cel care a deschis scorul în minutul 22. Și jucătorul lui Real Madrid, 3-0 din minutul 48. Kaká cu al 28-lea gol al său la națională. Este principalul marcator al naționalei Braziliei în acest moment. 28 de goluri, tot atâtea câte a reușit și Luis Fabiano, atacantul lui São Paulo, a fost convocat ultima dată la partida cu Argentina din 19 septembrie. O fază personală a atacantului de la Zenit, a șasea reușită în tricoul naționalei. Hulk îl îmbărbătează puțin acolo pe Neymar, sau cine știe, poate îi spune, uite așa se trage la poartă, cum ai dat mai devreme. A avut și puțin noroc Hulk, șutul său deviat de Basim Abbas. Irachian Neymar înscrie și el până la urmă, minutul 75, cel mai frumos gol al acestei partide, 5-0 pentru Brazilia. Neymar a stat în umbra lui Oscar, Kaká sau Hulk până acum, reușește însă să marcheze și el. O reușită foarte frumoasă. Paulinho este cel care a dat această pasă spre Neymar, o preluare scurtă și un șut în crot. Neymar face 6-0, minutul 80, n-a fost Neymar, îmi cer scuze, ci Lucas Moura finalizează această acțiune. Neymar era undeva mai în stânga. Lucas Moura cu al treia gol la națională. A marcat și el în fața Chinei în septembrie, primul său gol